frate, afară, e 21 noiembrie, dar am fost acasă, am mâncat puțin și e extrem de frig, că a intrat în mine, în oase, în tot. Sunt rău de frig, circulația periferică e jalnică. Înapoi pe șantier, să fac un update, că nu am mai făcut de multe zile. Nu pot să fac așa cum aveam eu de gând, vlog în fiecare zi de pe șantier, pentru că nu prea am ce să arăt. Cei care pun polistirenul pun 3 rânduri pe zi. Băieții care pun instalațiile acum sunt la partea în care sparg fundația, scot țevi, mufează și la sfârșit de zi și acolo nu se vede mare lucru. Și de asta nu am putut să fac un episod în fiecare zi de aici, de la această pensiune pe structură metalică, pensiunea Diana, de lângă Bârlad. Dar pot să vă spun ceva prețuri. La sfârșit de 2019, pe partea de electricitate mi s-a cerut în jur de 8.000 de lei, partea de interior, întins cabluri, pus becuri, mă rog, pus becuri, tare asta, întrerupătoare, lumini. Nu vreau nimic complicat, da, dar fiind pensiune vor trebui niște lumini încrucișate care să se aprindă și de la marginea patului și de la intrarea în cameră. Lumini la băi, va fi o centrală de incendiu care va avea niște senzori de fum, de fum în principiu, nu știu ce fel de senzori mai sunt. Și cam atât. Am un tablou general jos, un tablou electric sus și siguranțe diferențiale, ceva, parcă așa se numesc din câte am înțeles. Pentru fiecare cameră o să am 2 siguranțe, una pentru lumini și una pentru prize. Și cam atât. Deci 8.000 de lei. La partea sanitară e ceva de muncă, având în vedere că sunt 8 băi, 2 bucătării, tras apă la fiecare baie, bucătărie, mi s-a cerut 8.000 de lei pe manoperă. După care va mai veni pompa de căldură, am înțeles că e undeva între 2.000 și 3.000 de lei, sper să fie minimul 2.000. După care încălzirea în pardoseală este manopera 55 de lei pe metru pătrat. Proiectantul ce mi-a făcut proiectul de instalații mi-a zis că prețul corect este undeva la 10 euro, dar acum depinde de zonă, depinde cum găsești meseriașii. Vă dați seama, cei mai buni cer mai mult, știu că au lucrări și își permit să ceară mai mult. Cam asta este pe partea de costuri pentru manoperă. Înaintea muncitorilor, ca să pot să vă arăt unde am ajuns cu lucrările la această casă pe structură metalică. Haideți să întorc camera, că nu e nicio plăcere să te uiți la fața mea, și să vedem ce s-a lucrat pe aici. Da, suntem la parter. Aici va fi o bucătărie, o mică bucătărie, kitchenetă. Iar pe partea de instalații s-a pus țeava care duce la chiuvetă, da? Ea vine prin perete, scurgerea. Aceasta este scurgerea, vor trebui băieții să vină și cu alimentarea cu apă. Așa, nu știu cât de bine puteți să vă dați seama de ce e aici, dar în fine. Eu vă arăt, îmi fac datoria. Aceasta este o cameră, intrăm, sau intru singur. Așa. Și aici s-a greșit când s-a lăsat golul pentru evacuarea apelor menajere. Drept urmare, băieții au săpat. Acest gol este în dormitor, da? El trebuia să fie în baie, dar s-a nimerit să fie în dormitor. Deci o problemă, au săpat, au demufat și au mufat la loc, astfel încât să vină pe sub profilul metalic. Și mă consider un norocos, având în vedere că nu va trebui să fac nicio casetă în dormitor. O casetă care să camufleze țeava ce evacuează apele menajere.
că eu mă gândeam că o să-mi trebuiască o casetă. Aici va veni dușul, în acel spațiu. Dușurile sunt toate cu rigole. Nu am nici cabină de duș, cădiță, nimic. O să vină pur și simplu rigolă și atât. Și dacă e necesar o perdea sau ceva sticlă, dar aici nu cred că va merge. Toaleta acolo, toaletele sunt încastrate, suspendate și aici chiuveta sau lavoar, cum vreți voi să-i spuneți, depinde cât de complicat vreți să formulați. Și s-a început și cu instalația electrică, avem cabluri, deocamdată s-au întins cablurile de 3 ori 2,5 și 3 ori 1,5, da? Toate acestea au fost luate din Dedeman, de mine. Ăla de 3 ori 2,5 a costat 3 lei 60 pe metru liniar, iar cel de 3 ori 1,5 a costat 2,60 pe metru liniar. Acesta este cablu. Încă mai sunt câteva valuri. Haideți să vă arăt și o baie la care s-a înaintat destul de mult cu instalațiile sanitare. Aceasta, da, vedeți că suportul pentru bazin, pentru toaletă, a fost deja prins bine. La fiecare baie s-a spart în fundație să se ajungă la țeava principală, astfel încât s-a remufat ca să nu fie nevoit să sudeze la cald, ci să mufeze așa cum trebuie. Să sudezi la cald aceste țevi pentru evacuarea apelor menajere. Pentru că acestea, da, prin care va circula apa, bineînțeles că sunt sudate. Da, aici avem alimentarea pentru chiuvetă, scurgerea. Aici va veni rigola pentru duș. Și aici alimentarea dușului, cu apă caldă, apă rece. Și încă 2 băi în oglindă avem aici, da? Sunt 2 suporți de toaletă care sunt montați. Unul aici și unul din coace. Suportul va fi, bineînțeles, mascat cu o casetă de rigips, împreună cu apa de evacuare. Cu țeava prin care curge apa de evacuare. Bă, nu prea am eu experiență în instalații de astea sanitare, adică nu am participat niciodată la cum se instalează aceste țevi, dar băieții par să fac o treabă bună, așa la prima vedere. Da, vedeți, acolo sunt țevile ce se continuă până sus și le-au condus destul de frumos pe lângă structură. Da? Deci acelea sunt țevile care vin de jos, de aici. Acestea au fost conduse foarte frumos pe lângă structura metalică, astfel încât să nu taie deloc. Au făcut tăieri în structură extrem de puține. Haideți să mergem și în cealaltă baie care este în oglindă. Da? Vedeți? Evacuarea este aici. A fost proptită destul de prost, exact în zona unde va veni rigola pentru duș. Ea, normal, ar fi trebuit să iasă aici, unde se scurge toaleta, ca să fie totul mai simplu, dar băieții se pare că s-au descurcat, au săpat bine, astfel încât să fie cădere. Și aici este evacuarea apei de la duș. Da, alimentarea dușului și aici este alimentarea chiuvetei. Au mai pus adaosuri de profile, am luat profile pentru rigips pe care le-au trecut prin structura metalică, astfel încât acestea să fie prinse foarte bine. Iar structura asta, mă rog, suportul pentru toaletă este foarte bine prins, adică nu se mișcă deloc. Și țevile de alimentare, au început să le prindă și pe acestea. Vin până sus, vedeți câte coturi, cotulețe pe acolo. Le-au prins băieții, adică chiar îmi place cum au lucrat. Țevile se continuă până sus.
Le-au prins în șuruburile alea, sau cum s-or numi, în termeni de specialitate. Se pot vedea și cablurile întinse. Și cam atât. Aici se termină țeava pusă. Coboară în baia asta la altă. Da. Cam asta e. Haideți să mergem repede și la etaj, deși la etaj nu s-a făcut mare lucru pe partea de instalații. Avem și animalul casei. Sper să nu mă scuipe. E o pisică vagabondă. Vagabondă în sensul că nu e a nimănui, dar s-a învățat să stea la noi. Singurele lucruri ce se pot vedea aici la etaj sunt ieșirile la băi, ieșirea de evacuare de la toaletă, de la duș și cam atât. Oricum, greul este jos că este mult de spart. Ah, au venit și aici cu niște țevi. Da? Au dat găuri în structură. Și cam atât. Aceasta este vată de la Knauf cu care vreau să acopăr aceste goluri. Da? Am și tăiat bucățele, dar m-am oprit, am început să pun aici. Asta înainte să fie turnată și apa, m-am oprit pentru că aș vrea să nu încurc pe băieții cu cablurile și cu instalații atunci când vor lucra. Ce s-a mai lucrat aici? S-a lucrat pe exterior. Am terminat de pus acoperișul. Mai e puțin de pus la coamă, că e ceva, un fel de design, mă rog, nu știu cât de bine am făcut, având în vedere că designul acela este pe partea pe care nu va fi foarte vizibil. Da? Accesul spre pensiune nu permite să vezi acel design pe care l-am făcut. Da? Am gândit-o bine. De fapt, am gândit-o de la început, dar să-l fi pus invers nu mergea. În fine, am gândit să fie apa de sus ceva mai mare, dacă la un moment dat o să vrem să ne punem panouri solare, să fie destul loc pe panta de sud, astfel încât să nu mai ocupăm și loc prin curte cu suport pentru panouri fotovoltaice. Cu izolația s-a mers destul de bine, pe o parte s-a dat și amorsa pe un singur perete, pe ceilalți doi pereți, pe un alt perete s-a pus plasa. Primul perete care s-a pus și care a fost mai mult un experiment pentru cei care mi-au pus termoizolația, încă nu s-a făcut nimic. Pur și simplu s-a lipit cu spumă și a rămas așa. Va trebui îndreptat, dat diblurile și pus masa aia de șpac, adeziv, în două straturi. Suntem pe 27 noiembrie astăzi și nu știu cât o să ne mai permită vremea, dar adică nu cred că o să ne permită astfel încât să pot să dau și decorativa. Că noaptea sunt temperaturi totuși negative și am înțeles că am nevoie măcar de vreo 3 zile de temperaturi bune, pozitive. Da, cam atât momentan, cam atât pe ziua de azi. Mă rog, e dimineață. Dacă vor fi update-uri, ceva ce merită spus, o să revin. Am de placat niște pereți aici. Da, acești pereți trebuie splacați cu USB, că de fapt sunt pereți de exterior. Da? Aici e ușa de intrare și vor trebui să fie placați pentru a se pune și pe aceștia termoizolație. Și pentru câțiva metri pătrați nu am cum să mai chem echipă de montaj, așa că o să ies din zona de confort și o să fac eu acest lucru. Am descoperit că am un circular de ăsta de mână, sper să mă descurc cu el. Și o să vă arăt și cum a ieșit din mâna unui amator. Adică eu nu am mai pus așa ceva, never, ever. În teorie știu să fac. Dar știți și voi, dacă nu ai mâna puțin formată, mai dai buleli, știi? Și parcă n-aș vrea să dau buleli chiar la mine. Dar o să mă străduiesc cât pot de bine. Dacă te-ai uitat la vlogurile anterioare, probabil că știi că ușile de exterior au venit fără geamuri. Adică au venit cu sticlă. Dar acea sticlă a fost măsurată prost, adică rama a intrat pe poziție, da? Dar sticla nu. Și au trebuit să le ia înapoi la Roman
și le-au adus acum vreo 4 zile, le-au montat, ușa de sus e perfectă. Haideți vă arăt și ușa de jos, care are o mică imperfecțiune la montaj. Vedeți imperfecțiunea? Această bandă de scoci, de hârtie, care acoperă o mare fisură. La montajul sticlei s-a crăpat, pur și simplu. Au spus că aveau un pocinog aici. Na, mă rog, meseria și găsesc mereu vinovat. Clar că îl vor înlocui, adică vor mai face un drum de la Roman la Bârlad, nu e problema mea. În mare parte sunt mulțumit de cei care mi-au pus geamurile.